Hai să vedem pentru ziua de marți 10 august, zi în care planeta Venus face opoziție cu Neptun retrograd, care este mesajul cărților de tarot. Avem aici 6 de săbii. Te îndrepți către o perioadă mai liniștită, mai calmă și mai fericită în viața ta, dar încă nu a ieșit complet de sub norul de furtună care a fost deasupra ta o perioadă. Și aici această carte, acest 6 de săbii, îți aduce aminte că și tu trebuie să faci ceva activ, conștient, proactiv, ca să ieși de sub acest nor de furtună. Poate trebuie fizic să te muți în alt loc, să părăsești orașul sau țara sau regiunea în care te afli acum și să faci acest pas de a te muta în altă parte. Poate te muți pur și simplu de la o firmă la alta cu jobul sau dintr-un departament în altul în cadrul aceleiași companii, în cadrul aceleiași organizații. Poate e vorba doar de o schimbare mentală, de atitudine. Indiferent cum se aplică pentru tine, această carte clar, 100%, te îndeamnă să faci o schimbare, mai mare sau mai mică, în funcție de situația ta particulară la acest moment. Dar, ca să profiți de oportunitatea cărții și să te ajuți pe tine însăți să ajungi mai repede la acea zonă cu soare și curcubee și doar lucruri frumoase în viața ta, și tu trebuie să acționezi și tu trebuie să faci ceva proactiv ca să ieși de sub acest nor de furtună sub care te afli. Lucrurile merg într-o direcție foarte pozitivă, profită de această energie ca să ajuți destinul să se miște mai rapid pentru tine, în folosul tău. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea de tarot, te aștept și pe canalul meu de YouTube, unde am o grămadă de alte surprize pentru tine. Pa, pa!